Un proiect de hotărâre aprobat astăzi în ședința Consiliului Local Municipal vine în ajutorul buzoienilor care au datorii neachitate și cărora li se acordă unele facilități fiscale. Iar la articolul 13, aceste facilități fiscale acordate persoanelor fizice sunt nuanțate în două categorii. Debite restante la data de 31 august 2024 până în 5.000 de RON. Dacă se va achita jumătate din obligația principală de plată, din debitul principal, toate accesurile vor fi anulate printr-o decizie a Direcției de Impozite și Taxe. Dobânzi, canalități, majorări, absolut ce înseamnă un accesoriu care se calculează la un debit restant. Deci sunt anulate în totalitate și debitul principal, din debitul principal datorat, va trebui să achite doar 50%, doar jumătate din cât era obligația de plată. Pentru debitele restante mai mari de 5.000 de lei se va achita 75% din debitul principal, iar accesoriile vor fi anulate. Facilitățile fiscale vor fi acordate ca urmare a achitării până la 25 noiembrie a obligațiilor restante la data de 31 septembrie. Proiectul va fi mediatizat, vor fi postate afișe explicative la sediul Direcției Finanțe Publice Locale din Piața Teatrului, unde funcționează cel de-al doilea sediu al primăriei Buzău.